16 iunie 2024, după ce am vizitat, să zic așa, mătcuțele de rezervă, care vor lua locul la un moment dat la alte măci, mai în toamnă, mai încolo, vor lua locul la reginele, care le consider slabe, până atunci am și roi formați anul acesta, reușiți unii reușiți, fiindcă nu toți sunt reușiți, dar trebuie să îi verific, să văd în ce stadiu sunt. Aceștia ar trebui să intre teoretic la iernat. Iată, multă apă, s-a acumulat aici apă, Să dăm apă la o parte. A plouat 3 zile, a plouat foarte mult, la unii lilez mai se acumulează pe margini apă. Bine, acum să văd. Aici este matca cea slabă. În partea asta nu prea mai interesează așa tare această matcă, fiindcă la începutul iernii sau sfârșitul toamnei, această matcă va fi eliminată și unificată cu matca din partea dreaptă. Asta este o matcă slabă. Și am pus aici o foaie în caz că are chef de o oat, dar nu are nicio treabă. Dacă nucleele sunt scutite de tratament, în schimb roii aceștia mai măricei nu sunt scutiți, ei vor fi tratați. Mă uit dacă nu cumva a intrat în frigul din nou, nu e exclus. E bine, are mâncare, depune ouă, când nu o să mai încap aici, o să treacă pe rama următoare. Asta, o mască mai în vârstă, pe care 3 anișori, nu prea mă interesează această mască. Este ținut acolo să se depune și ea câteva ouă până la toamnă. O să aduc un pic de formic. Am 2-3 ml acolo, nu foarte mult. Astfel țin varoa sub control. Bun. Aici nu ne interesează. O să-i pune folia. În schimb, mă interesează matca ei vecină, care e o matcă de calitate, obținută anul acesta. Aici avem matca supremă, îi zic eu. A fost scutită de tratament până acum, datorită că ultima dată când am fost eu la această matcă, să vedem dacă
Se vede bine. Construiește fagul. Aici aș putea să-i aduc o foaie, de exemplu. Dar să văd că la un moment dat scade această albinuță. Deci asta este mătcuța supremă, cum îmi place mie să-i zic. Miere cât cuprinde. Albina a lucrat până s-a împerecheat matca, s-a adus mâncare. Așa. Să vedem dacă chiar este nevoie de o foaie. M-ar interesa să-i văd un pic puietul căpăcit, că matca a arătat foarte bine, dar să vedem și cum lucrează o astfel de matcă. Să vedem, ajuns cu o altă aici. Da? A ajuns mătcuța, acum a depus câteva ouă. Deci, o matcă bună, când o bagi într-un strup în funcție de puterea albinelor, trebuie să depună foarte, foarte repede puiet, să-și acopere capacitatea albinei. Tratamentul cu formică îl pun de obicei după ce este, are puiet în stadiul larvar. Aici e puiet căpăcit, este în regulă, foarte frumos, îmi place mult, îmi place foarte, foarte mult. Iată matca. Poate reușesc să o aduc. E o matcă foarte valoroasă. În partea, cred că se vede, iată. Ea este matcă de calitate, țin foarte mult la ea. Am câteva astfel de regine care sunt formate în astfel de roiuri. Și arată foarte, foarte promițătoare. Contează foarte mult în cât timp, cât puiete depune o astfel de matcă. Da, foarte fain. Treaba e bună. Este puietul căpăcit. O, și dacă mai găsesc și patria ramă. Deja avem o colonie care va intra în iarnă. Deci asta nu mai îți bați capul cu ea. Așa trebuie să arate un roi la ora asta. Deci așa ceva trebuie să fie un roi, ca să intri totuși în iarnă cât de cât. O să iau și a treia ramă. Avem puiet larvar. Are polen, e foarte important. Da, deci totul e în regulă. Eu la această colonie o să vin cu o foaie. S-ar putea să forțez un pic.
Așa. Era bună o ramă construită, am pe undeva, dar acum nu... Chiar nu m-aș duce. O să-i dau o foaie. Aici. Duc să o aduc. Am adus foaia. Am să-i introduc, îi dau și un pic de tratament. Și iată, acesta este un roi pe care te poți baza că intri în iarnă. Un roi pe care te poți baza că intri în iarnă, așa trebuie să arate. Nu ai așa ceva, șansele sunt slăbuțe. După mine, în trecut, formam astfel de roișori, mult mai mici ca ăsta, deci iernam într-o ramă, două, dar rezultatele sunt slabe. Nu o adun miere cu ei. Mai e câte unul unde matca e foarte bună și ouă paralel cu puterea coloniei. O să aduc formic. Aici le dau 3-4 ml le dau numai. Trebuie menționat de formic că dacă nu l-ai utilizat până acum, nu-i recomandat. Așa. Nu-i recomandat utilizarea lui dacă nu l-ai folosit. Bun, deci o treabă foarte, foarte bună aici. Deci ăsta e mulțumitor. Putem intra în iarnă, liniștiți, mai vin la el peste o lună, mai urmează probabil un pic de proteică, dar mai încolo un pic. Deci, treaba e bună. Formarea de roiuri la ora actuală nu mi se pare ideală din motive că nu are timp să-și facă albinuțele de iernat. Acum depinde și pe câte rame face acel roi și dacă matca nu ți acoperă cu puiet zona albinei, adică am eu acolo 6 rame de albine, dacă matca o pe o ramă, două, nu prea ai ce să faci. Trebuie o mască care duce paralel puterea coloniei, astfel colonia crește. Dacă nu, atunci este o problemă. Cam atâta, până data viitoare, numai bine!